Am să încerc eu să spun câteva cuvinte așa și un foarte scurt istoric și am să încep cu momentul nou 4 mai, deși poate nu este foarte corect, dar 4 mai are legătură directă, să zicem, cu ceea ce se întâmplă astăzi, când am avut o vizită din partea ministrului de atunci al sănătății, ministru Sorina Pântea, din guvernul PSD, a vizitat acest obiectiv, secția de radioterapie, cu finanțare de la Compania Națională de Investiții și, sigur, analizând posibilitatea, pentru că era necesară extinderea cu cel de-al doilea accelerator, ținând cont, din păcate, din numărul mare de pacienți la care se adresează, astăzi ajungând la aproape 7.000 de pacienți care sunt în specialiste din județ și din regiuni. Ne-a promis atunci doamna ministru că analizează posibilitatea achiziționării unui al doilea accelerator la secția de radioterapie, urmând ca noi să facem toate demersurile pentru amenajarea cel de-al doilea buncăr, unde va fi achiziționat și montat cel de-al doilea accelerator. Tot atunci dumneai a promis analizarea posibilității de a sprijini și alte spitale, și era vorba de spitalul din Bucuș, cu 1 milion de lei pentru aparatură medicală, echipamente medicale și le-a înlocuit pe cele vechi. Astăzi putem spune că s-a ținut de cuvânt la Bucuș, până la finalul anului, atunci era în mai, în noiembrie au avut banii și s-au făcut achizițiile și le puteți vedea. Noi, Consiliul Județean, împreună cu managementul spitalului, cu doamna doctor Dinu, cu domnul manager Popa, am făcut toate demersurile încât anul trecut, la mijlocul anului trecut, în iulie 2019, am aprobat în Consiliul Județean documentația tehnico-economică. După care am început procedurile făcute de către specialiștii de la spital, împreună cu cei din aparatul de specialitate a Consiliului Județean, sub coordonarea domnului vicepreședinte Silviu Brabăț. Iar am ajuns în punctul de astăzi, în care s-a finalizat licitația, s-a terminat evaluarea ofertelor, avem un câștigător, avem antreprenorul, astăzi se va semna contractul pentru cel de-al doilea buncăr. Mai trebuie să menționez că anul trecut, în septembrie, s-a făcut toate demersurile și s-a semnat contractul de furnizare a acestui echipament cu Ministerul Sănătății, urmând să dăm comanda în momentul în care Ministerul Sănătății ne-a alocat și bani. Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Așteptăm de la Guvern, la Guvernul Liberal acum, de la Ministerul Sănătății să aloce banii ca să putem da drumul la comandă, că contractul este semnat. Cam atât pe scurt. Bun, bănuiesc că sunteți și dumneavoastră la curent. Dacă suntem noi la curent, nu cred că mass media nu este la curent cu o țidulă venită de la Ministerul Sănătății, care chipurile aduce vești bune pentru Bacău. Eu am să fiu foarte scurt înainte de a-i preda microfonul celui care a creat și a gândit acest proiect. Eu l-am implementat pentru că eram președinte al Consiliului Județean. Astăzi, privilegiul de a-l dezvolta l-are actualul președinte al Consiliului Județean. Înțeleg că a venit o hârtie de la Ministerul Sănătății care ne trimite undeva pe la Banca Mondială să luăm acest accelerator de particule. Două lucruri vreau să spun. Liberalii sunt mincinoși de-a binelea și ușor și nesimțiți, pentru că la geneza acestui proiect, atunci când noi am propus în Consiliul Județean predarea către Compania Națională de Investiții acestui obiectiv pentru a fi realizat din bani guvernamentali, ei s-au opus. Dacă vă amintiți acele dezbateri și există procesele verbale, domnul doctor Kim, doamna doctor Mârți, liberal și alți liberali din Consiliul Județean, s-au opus transferului obiectivului de la Consiliul Județean la Compania Națională de Investiții, că nu se va face niciodată. Asta, ca să punem puțin adevărul la locul lui. S-au opus, noi am reușit să facem acest proiect, l-am început, am semnat în 2015,
în prezența domnului Băniciu, dacă vă amintiți, la Spitalul Județean, la ambulatoriu. Au început lucrările în decembrie 2015, s-au finalizat în mai 2017. Sunt date care pot fi verificate. Să-ți fie rușine, Ionel Paler, că în calitate de președinte al Partidului Național Liberal, care ai interese private directe în sănătate, vii și minți băcăoanii în față. Hârtia pe care Cica ar fi trimis-o Ministerul Sănătății astăzi este o încercare de a tergiversa, de a amâna rezolvarea pozitivă a acestui proiect, în care Consiliul Județean și Spitalul Județean de Urgență au făcut pași concreți. S-a terminat licitația pentru proiectare și execuție și astăzi asistăm la semnarea acestui contract pentru extinderea bunkerului și s-a semnat în toamna anului trecut, în septembrie sau octombrie, s-a semnat contractul pentru livrarea celui de-al doilea accelerator. Singurul lucru de care mai este nevoie este finanțarea, sunt banii de la Ministerul Sănătății, acest Minister al Sănătății care are o politică ciudată în ultimele două luni de abordarea pacientului român. Și să-i fie rușine domnul Ionel Paler, pentru că dânsul se pricepe destul de bine la aparatură medicală și mi-amintesc că atunci când eram președinte al Consiliului Județean, cel care mă tot culește dânsul peste tot, a venit la mine însoțit de un medic să preia Spitalul Județean, RMN-ul de la clinica privată a dânsului, să-i preia leasing-ul. Nu așa se face politică în Bacău. Noi încercăm să construim și să propunem soluții, solicitând finanțare de la guvernarea care este. Când a fost guvernarea social-democrată, am solicitat de la guvernarea social-democrată, astăzi este guvernare liberală, solicităm finanțare de la acceleratorul de particule, de la guvernarea liberală, nu de la Banca Mondială. Și, încă o dată, cineva care are interese private în sănătate, și cred că sunt destul de explicit și rezonez și cu mass media și cu băcăoanii informați, cineva care are interese private în sănătate nu poate fi credibil în a dezvolta acest subiect. Atât momentan, o să aștept întrebările dumneavoastră, predau microfonul lui domnului Lucian Șova. Din păcate trebuie să spun și eu să-i fie rușine întregului guvern Orban și întregului Partid Național Liberal, mai ales celor de la Bacău. Și vă spun de ce. Așa cum guvernul liberal îngroapă centura Bacău, acum suntem în fața unui document pe care o să vi-l dau să-l copiați, care tinde să îngroape și proiectul Radioterapie 2 la Spitalul Județean din Bacău. Acest lucru este intolerabil, acest lucru este făcut de o manieră mincinoasă și acest lucru trebuie să fie aflat imediat de către băcăoani. Nu se poate să fim puși în fața unui document care are titlul referat de aprobare și în conținutul căruia nici nu se vede că ar ști despre ceea ce vorbesc cei care l-au semnat. Este strigător la cer și sper ca băcăoanii să citească cu atenție acest document și să înțeleagă că guvernul liberal guvernează doar în interesul mic și extraordinar de necinstit al unor companii private, nu numai din domeniul sănătății, și din alte domenii. Nu se poate ca într-un proiect în care practic noi putem dubla numărul pacienților tratați de această boală nemiloasă peste 11 luni, să fim trimiși la un program al Băncii Mondiale, program care nu a pus în funcțiune în România niciun accelerator de particule în viața viețișoare lui. Nu se poate nici guvernul, nici liberalii de la Bacău să prostească oamenii de o așa manieră. Detaliile pe care vi le-a dat domnul președinte Brașoveanu, domnul președinte Penea, în legătură cu proiectul, sunt suficient de evidente. O să vă rog la sfârșit să faceți un print screen despre documentul intitulat referat de aprobare, care se termină cu o invitație să vorbim. Noi le spunem liberalilor așa:
în conformitate cu procedurile Ministerului Sănătății, Spitalul Județean Bacău a făcut achiziția și contractul privind montarea celui de-al doilea accelerator. Astăzi semnează contractul pentru construirea buncărului. Guvernul liberal să dea banii pe procedurile legale care sunt în vigoare să finanțeze acest cumpărarea acceleratorului. Și în decembrie numărul pacienților de cancer care vor putea fi tratați la Spitalul Județean Bacău va fi dublu. Mulțumesc. Și cred că nu e puțin lucru, dar trebuie surprins o inexactitate, de fapt ce ne dovedește. Deci PNL-ul face o conferință de presă cu jumătate de oră înainte, intuind subiectul, că doar aici ne-am întâlnit ca să ne bucurăm de bifarea încă unui angajament până la urmă. Și vine o hârtie în care se spune că, vă citesc din ea, în urma adresei dumneavoastră, numărul prin care v-ați exprimat dorința de a dota al doilea buncăr de radioterapie cu un accelerator liniar cu sprijinul Ministerului Sănătății, care să reprezinte un backup al celui deja achiziționat prin fonduri de la Banca Mondială. Nu există așa ceva. Deci, în primul rând, domnul, un șef de serviciu din Ministerul Sănătății, ca să înțelegem cine semnează, cine își asumă, palără și asumă din gură. Șeful de serviciu la Ministerul Sănătății e un șef de serviciu care habar n-are despre ce vorbește, alt habarnist. Face referire la o adresă în care noi scriem clar de unde e aparatul. Deci Spitalul Județean a spus de unde este aparatul și el totuși spune că celui deja achiziționat prin fonduri de la Banca Mondială. Aparatul de sub noi nu este achiziționat prin fonduri de la Banca Mondială. Să știe și domnul Paller că tot este priceput la aparatură medicală și la dotări de spital și să știe și de acest domn Negrea. Este o încercare pe picior și disperată de a para un subiect unde mai bine ar face să facă rost de finanțare pentru un contract, repet, semnat de Spitalul Județean încă din luna octombrie din toamna anului 2019. Noi am anunțat de mai mult timp că la începutul lunii februarie s-ar putea să se creeze premisele semnării acestui contract. Am anunțat că vom ridica strocul pe acest subiect și vom ridica presiunea. Și dacă dânsii se cred că vor riposta doar cu câteva hârtii de la minister, se înșeală mari. Până nu vor veni banii la Spitalul Județean astfel încât să vină acel accelerator care să dubleze pacienții tratați în decembrie 2020, nu ne vom lăsa. Ridicăm strocul, astăzi semnăm și după aceea mai discutăm noi. Că avem formate în care să discutăm și emisiuni TV și interpelări și ședințe de Consiliu Județean, sunt formate în care vom pune presiune pe această guvernare liberală, care am auzit astăzi stupefiat de la deputata de Bacău, lungul de la PNL, că PNL-ul a făcut în 3 luni cât a făcut PSD-ul în 3 ani. Aș completa și aș spune, în 3 luni începe să distrugă ce a făcut PSD în 3 ani. Da, nu, e cam, totuși e... Ar fi bine să-și facă bilanțul după cei 3-4 ani de guvernare cât îi așteaptă, nu știm. Totuși, după 3 luni să faci asemenea afirmație înseamnă că ești venită de pe altă planetă. Și asta... Sau ești venită cu pluta pe bistiță, că tot a fost directoare la apă și n-a putut să decolmateze lacul de la insula de Agrement. Nu poți să spui așa ceva, că în 3 luni PNL-ul a făcut ce a făcut peste guvernarea social-democrată în 3 ani. Totuși. Dacă sunt întrebări. Hai să semneze și poate după aceea... Între timp... Înainte de a semna, am ceva de spus. Vă rog, domnule. Eu doar un avertizment tehnic. Da. Această lucrare nu este o căsuță pe care o faci și las ca ai să cumperi tu mobil. Corect. Această lucrare începe cu o dita mai fundația Muradier, să bagă 500 de metri cu de beton în ea. Se fac pereții și apoi trebuie să stăm, să primim niște elemente de la acest aparat care trebuie înglobate în interiorul clădirii și pe care nu mai poți să le bagi după ce ai ridicat clădirea. Cel mai mult urește un constructor să înceapă o lucrare și să o oprească decapitată, să o termine cândva. Eu îmi fac datoria de inginer. Și din punct de vedere tehnic spun că
mai bine nu se începe. Decât să o facem așa, dumneavoastră veți băga niște bani pentru că noi semnăm un contract și trebuie să-l onorați și dumneavoastră și noi, spitalul, și să nu fie cu probleme. Asta am avut eu tehnic. Da, practic, domnul constructor ce spune? Când va veni primăvara, în aprilie, când se va introduce primul hârleț, trebuie să aibă caracteristicile acelui aparat. Asta spune și, deja am cerut, și ar face bine domnii de la PNL să nu mai livreze hârtii, ci să vireze banii în contul Spitalului Județean de Urgență, astfel încât furnizorul, că licitația e terminată, nu mai să primească comanda și să-i dea detaliile tehnice necesare. Restul sunt povești de ale priceputului în ale medicinii Pala Ionel. Vreau să mai reliefez un lucru. Se întâmplă același lucru ca la centura Bacău. Am pregătit totul pentru a implementa un proiect și primim hârtii care să încurce acest proiect. Așa cum la centura Bacău sunt niște clarități, vezi, doamne, de la Comisia Europeană, așa ne se spune cu bune intenții că o să primim aparat de la Banca Mondială. Când aparatul este contractat, o procedură legală de achiziții publice a fost făcută în conformitate cu prevederi legale pe care Ministerul Sănătății le implementează, sunt cunoscute toate caracteristicile tehnice ale acestui aparat, astfel încât constructorul să aibă front de lucru și acum ni se spune că au referat de aprobare care se termină cu vă invităm să stați de vorbă. Asta fac liberalii. Opresc, într-adevăr, în 3 luni sunt în stare să oprească toate proiectele pe care PSD le-a pus în funcțiune și sunt făcute la virgulă. Asta trebuie să știe cetățenii, nu numai din Bacău, din toată țara. Noi am fost la Chimaș atunci, da. Pentru mine. Uh-huh. Pentru mine a, și mai am o completare de făcut. Într-adevăr, reprezentantul unei clinici private, la care a făcut referire președintele Benea, împreună cu liderul liberal, au propus preluarea contractului de leasing pentru acel RMN. Vreau să știți că guvernul PSD a finanțat pe același tip de procedură pe care noi acum o implementăm cu al doilea accelerator, RMN-ul care funcționează astăzi în Spitalul Județean. Și am adus RMN nou, mai performant și nu cu preluarea unui contract de leasing și cu sarcină financiară pe Spitalul Județean Bacău, ci finanțat de guvernul PSD al României. Și preiau PASA. Și iarăși, de ce este necredibil Mr. Paller să vorbească de sănătate și de dotări în sănătate? Primarul Bacului a zis că am interese în deșeuri. I-am zis că dacă îl țin curelele, să facă ce e de făcut. Eu spun că domnul Paller are interese private în sănătate. Și dacă vă amintiți bine, atunci când am luat RMN-ul la Spitalul Județean de Urgență, a fost o întreagă, au fost fel de fel de lupte subterane, astfel încât să nu se achiziționeze acest RMN pentru că el intra în concurență cu piața privată. Poate vă amintiți. Deci RMN-ul la Spitalul Județean de Urgență a venit în urma unor lupte seculare care au durat vreo 2-3 ani. Pentru că niște interese private din Bacău nu-și doreau ca Spitalul Județean de Urgență să aibă RMN în sistemul public. Unul care avea RMN în sistem privat, tocmai vi l-am spus, era domnul Paller, care a venit la mine cu propunerea să preiau leasing-ul pe Spitalul Județean de Urgență. Sau poate domnul Paller nu-și dorește extinderea secției de radioterapie și își dorește să facă el vreo radioterapie privată cu cine știe ce asociere. Pentru că tot domnii de la liberali, tot ceea ce vedeți acolo la pediatrie și la municipal, investiția Consiliului Județean, cale de acces modernizată, parcare, se puteau face mai repede dacă ei nu își foloseau treimea din Consiliul Județean pentru a bloca evaluarea terenurilor și răscumpărarea lor sau exproprierea după caz. Și acele investiții care se fac astăzi într-un târziu erau făcute mai demult. Cine s-a opus în Consiliul Județean în care era și doamna Lungu? Cine s-a opus? Liberalii. Liberalii s-au opus atunci pentru a face toate procedurile legale astfel încât Consiliul Județean și Spitalul Județean să poată face acea parcare
să poată face cale de acces optimă către urgențe pediatrie. Nu prea sunt credibili liberalii din Bacău conduși de Palăr pe subiectul sănătății. Încă o dată, am proprietatea temelor și vorbesc la camere și asta este. Președintele PNL Bacău are interese private în sănătate. A avut RMN în sistem privat, acum poate vrea să-și facă radioterapie și de aia încearcă să ne ducă cu zăhărelul în această problemă pe care noi, uitați că suntem destul de consecvenți. Pe un drum pe care am intrat în 2014, un proiect care se extinde, care alină suferință, tratează cancerul și vrem să-i dublăm capacitatea. Dacă și în acest proiect și-au găsit subiect de discordie, le urăm un succes. Ce veți face dacă totuși nu vor veni banii de la ministerul? Ce plan are posibil de ce să ascultă la urmă? În momentul ăsta e clar că nu vor veni banii. Pe procedura... Nu există plan B. Ne vom lupta să vină banii de la minister. Nu există plan B. Adică bugetul Consiliului Județean nu prea își poate permite, cred eu, această investiție. Și cred că așa e firesc, să facem parteneriate, nu? S-a semnat contractul de furnizare pe 25 septembrie, urmând doar sursa de finanțare să o asigure Ministerul Sănătății, care s-a angajat în tot. E o chestiune... Ministerul Sănătății tocmai v-a anunțat că nu dă bani. Cum face demersul la Ministerul puțin. Sănătății? Deci Ministerul Sănătății ne-a anunțat că ar fi și altă soluție. Pe procedura pe care noi suntem, putem acționa și pe cale legală în instanță să obligăm Ministerul Sănătății să respecte procedura inițiată, pentru că Spitalul Județean a deschis o procedură de achiziție publică și a semnat un contract de furnizare în conformitate cu prevederi legale, având în spate o susținere legală din acest punct de vedere, având această situație, dacă vom primi și vedeți, ei se feresc să ne spună că ne refuză, pentru că din perspectivă legală nu pot să-și permită acest lucru. Și ne trimit un referat de aprobare pe care va fi foarte interesant să-l citiți și dumneavoastră și toată opinia publică. Ei, cum ar veni în titlu, zic că ne-au aprobat solicitarea făcută să ne dea banii. Pentru că știu că nu pot să spună că nu dau banii. Și dacă cumva îi va împinge păcatul să scrie acest lucru, imediat îi vom acuza și pe penal și pe civil, îi vom obliga să aloce banii. Pentru că banii pe care iau ei pentru susținerea programelor de investiții în sistemul public de sănătate, se alocă totuși după niște prioritizări și niște proceduri. Nu e o manieră discreționară pe care Ministrul Sănătății își poate permite să o facă cum vrea el. Și dacă sunt 3,6 milioane de euro pentru programe pentru toată România și 3,5 milioane de euro costă acest accelerator, 3,5 milioane de euro trebuie să-l dea aici, pentru că aparatură care să rezolve probleme coincidență și cu o listă de așteptare mai mare decât tratarea cancerului, nu există în România. Nu cred că alt spital din România a pus în proiect aparatură mai necesară decât acest tip de aparatură. Și dacă își vor asuma să explice pe ce criterii și penal și civil, pe ce criterii alocă niște sume, va fi interesant de aflat. Și vă spun un lucru. RMN-ul, și ați fost la festivitate, a fost tot în guvernare PSD cu domnul ministru Bănicioiu semnat contractul, după care a venit domnul Lachimaș Cadariu, la care, sigur, a trebuit să mergem și să explicăm, și am fost împreună cu președintele Bene, atunci președinte al Consiliului Județean, am fost și am explicat. Și domnul Chimaș Cadariu a alocat banii pentru acest aparat și a fost pus în 6 luni în funcțiune. Cum așa? Cum putem în 11 luni să punem în funcțiune al doilea reactor? Să ne explice Ministrul Sănătății unde în România pune în 11 luni în funcțiune un reactor de radioterapie. Început de când? Început în, păi stați, în București. Deci, cum ar veni azi, încă Banca Mondială n-a pus în funcțiune niciun astfel de aparat. 3,7 milioane euro costă acest aparat. Ar fi simplu să spună, domnule, peste o săptămână, două, trei, să vină, spune, domnule, pentru guvernul Orban, 3,7 milioane euro sunt
prea puțin bani pentru sănătatea băcăuanilor. Am adus banii, luați acceleratorul și am închis subiectul și tratăm băcăuanii. Ei încep un joc din ăsta, un dans, în care e treaba lor. Să danseze cât vor, dar totuși 4 milioane de euro, aproape 4 milioane de euro pentru sănătatea băcăuanilor. Și pentru tratarea unor bolnavi de cancer, nu? De... E puțin. E puțin pentru acest guvern Orban care a făcut nu știu ce lucruri în județul Bacău în 3 luni, totuși, să fim serioși. Și care s-a împrumutat miliarde de euro. Da. Spitalul n-are nimic de spus, pentru că vorbește domnul Șoba. Da, pentru că... Da, domnul Pop. Da, pentru că... Deci sunt managerul acestui proiect, așa, de o manieră informală, dar vedeți cum este, e vorba de un proiect care îi trebuie susținere politică. Ei implementează, ei sunt executivi. Dacă dumneavoastră mai faceți parte din categoria celor care credeți că politicul nu influențează decizia și nu influențează viața oamenilor, că așa am trăit noi în anii 2015-2016, dorindu-ne să credem că politicul nu. Deși... Politicul decontează negativ întotdeauna. Deci politicul e întrebat la alegeri dacă s-a făcut radioterapia, dacă nu s-a făcut, dacă s-a făcut centura, dacă nu s-a făcut, dacă s-a făcut drumul județean, dacă s-a făcut aeroportul sau nu. Politicul e întrebat. Păi dacă politicul e întrebat, politicul trebuie să răspundă. Și politicul de domeniile care răspunde trebuie să se și priceapă, să le cunoască. Tehnocrații să-și facă treaba. Dar cum? Până acum ați venit mai jos și ați dat polemic cu PNL-ul. Nu-i corect? Vă deranjează pe dumneavoastră acum polemica cu PNL-ul? Nu mă deranjează, dar totuși văd că vorbește domnul Șoba, vorbește bine, ci vorbește domnul informal. Da. Nu, informat, nu informal. Ci informat, ci informal, e corect. Da, mai rămâne să spună chestiunea cu Gândacu, probabil. Și v-ar deranja să zic și chestiunea cu Gândacu? Sau vă place Gândacu, nu? E bine Gândacu pe autostrăzile din România și pe proiectele din România, e bine așa. E bine să vedeți că centura Bacăului e pusă sub semnul întrebării din cauza unei parcări, de exemplu. Sau că prețurile de exploatare, de mentenanță sunt mai mici de 3 ori decât la o centură, la o autostradă. Dacă nu aprofundăm subiectele, o să dăm ochii peste cap și să ne lamentăm mereu că de ce crezi decalajele între est și vest și nu mai știu ce e și nu știu cum. Da, dar avem nevoie și niște informații. Solicitați-le! Uitați-le, le aveți, dacă erați atent, le aveți pe masă. Faceți fotografie și tehnicalități. Vedeți că nu contează tehnicalitatea. Este una singură. Trebuie același tip de aparat și achiziția publică trebuie să vizeze acest lucru, că nu poți să pui să faci backup cu un Mercedes dacă tu lucrezi cu un BMW. Eu înțeleg că vreți să vă faceți campanie electorală. Da, nu. Stați liniștit. Dacă a vorbit despre problemele bolnavilor de cancer, credeți că e campanie electorală? Credeți că vorbească conducerea spitalului? Credeți că și totuși ceva mai bine decât noastră? Nu cred. Indiferent cât de informat sunteți dumneavoastră? Nu cred. Nu. Domnul Pop, acest document, această hârtie care este o lipsă de responsabilitate față de băcăuani, deci în primul rând este vorba de un referat, deci nici măcar nu adrese, și să adresează în subsidiar către președintele Consiliului Județean și către manager. Face referire la un proiect care nu are legătură cu investiția noastră. Noi avem contract de furnizare, nu este aici, este vorba de unitatea de management al proiectului Băncii Mondiale. Probabil o fi avut un proiect în Banca Mondială. Managementul spitalului, și ce trebuie să facă? Să urmărească pe proiecte, să nu se piardă nici o zi din cauza birocrației sau chiar și a politicului și să tragă de mânică politicul atunci când trebuie. În rest, cu adevărul spus sau nespus al acestor hârtii, trebuie să se ocupe politicul nici de cum conducerea spitalului. Conducerea spitalului trebuie să-și vadă de... Nu poate să intre în acest tip de conflict, pentru că aici e clar că e un conflict. Cineva mărește viteza, altcineva trage frâna. Na, oricât ați dau-o dumneavoastră, asta este. Dacă faceți parte din categoria celor care credeți că politicul nu influențează nimic din ce se întâmplă în viața unei cetăți sau în viața unui județ sau în viața României, ne înșelăm amarnic și ne furăm singur căciula. Aici trebuie să vedem și niște adevăruri clare. Președintele Partidului de Guvernământ din județul Bacău vorbește despre sănătate având interese private directe în această zonă. Și vedeți că în ultimele 2-3 săptămâni dezbaterea pe sănătate și pe privatizarea sănătății au fost destul de aprinse. Și ar trebui să rezoneze acest subiect, că e de actualitate. Nu poate să vină președintele Partidului de Guvernământ din Bacău, care acum 6 ani
de mână cu cineva venea la președintele Consiliului Județean să preia Spitalul Județean Remeneu, să vină să ne explice acum cum se face radioterapia. Președintele aceluiași partid care s-a opus ca această investiție să se facă din fonduri guvernamentale. S-a opus. Și există, puteți verifica oricând, la arhiva Consiliului Județean. Da, întreb. Nu vreți să spunem lucrurile pe nume? Nu spunem. Să vedem dacă am înțeles lucrurile bine. Da, da. Să mai prășim din ele. Spitalul Județean de Urgență Marău a adumărat achiziția de procedura de achiziție publică pentru acest reactor în baza unei alocări bugetare puse la dispoziție de vechiul guvern. Minime, da, la funcția cu procedură. Deci vechiul guvern a pus la dispoziție un fond minim pentru demararea procedurilor de achiziție publică. Acum, noul guvern răspunde printr-un referat că ca Spitalul Județean să se îndrepte spre programul Băncii Mondiale. Deci concluzia, dar întrebarea este, dacă a fost o alocare bugetară minimă, cum spuneți dumneavoastră, pentru acest proiect, se poate șterge, se poate avia? Degeaba mă întrebați pe noi, trebuie să întrebați pe reprezentantul partidului care a propus Ministrul Sănătății, întâmplător, poate că și asta mă irită într-un fel, respectivul, vedeți când vorbim de centură sau de autostradă sau de radioterapie, mereu citește din foi. Pentru că niciodată n-a dus o investiție cap-coadă. Nu știe ce înseamnă un studiu de fezabilitate, un proiect tehnic, licitație pentru ele, licitație pentru execuție, contestații. Nu e familiarizat cu aceste proceduri legale, cum nu e familiarizat nici cu ceea ce se întâmplă pe aici. Cred că nici n-a înțeles despre ce e vorba în propoziție. Ionel, noi acum demarăm extinderea buncărului, tu, cu guvernul tău, finanțează 3,7 milioane de euro acceleratorul pentru a cărui achiziție licitația s-a finalizat. E simplu. Despre asta e vorba, dar dânsul nu e familiarizat și la această întrebare pe care dumneavoastră a spus-o foarte bine, trebuie să răspundă dânsul, că nu pot eu răspunde în locul Ministerului Sănătății. Până pe 4 noiembrie mai puteam răspunde, anul trecut, dar acum nu mai pot răspunde. Noi răspundem de guvernarea locală atâta cât mai avem, la Consiliul Județean și la câteva primării. Domnul Pop, poate vreți să întrebați conducerea spitalului ceva. Vă rog frumos. Domnule manager, ce înseamnă acest proiect? Acest proiect înseamnă mult mai mult decât un simplu, între ghilimele, backup care se execută în adresa respectivă. Înseamnă, practic, de fapt, backup-ul ăsta înseamnă, de fapt, continuitatea tratamentului pacienților din sfera oncologică. Adică, știți foarte bine, aparatele trebuie din când în când trecute prin anumite procese care presupun închiderea lor pe o perioadă foarte scurtă. Și atunci, un astfel de aparat, pe lângă că el ar putea asigura la dublu tratamentul, în cazul în care aceste aparate trebuie oprite, unul din ele va funcționa. Deci, practic, asigură continuitatea tratamentului, pentru că fiecare tratament, fiecare pacient beneficiază din tratament pe o mai lungă durată, pe mai multe ședințe de radioterapie. Asta e cel mai important. În Moldova mai sunt unități cu două bungări? Statistic, din ce știu eu, doar Institutul Oncologic Iași, care are, e monospecialitate doar cu această ramură a medicinii se ocupă. Câți pacienți din lunar, anual, nu știu, mai statistica? Am să vă răspund eu aici. De când, din iulie 2017, de când funcționează efectiv această secție, în tratament sau cu ședințele de radioterapie terminate sunt aproape 1000 de pacienți. Momentan se lucrează în două ture, cu un efectiv de 40-50 de pacienți care efectuează ședințe de radioterapie pe zi. Menționez că avem o echipă deja formată, compusă din trei medici specialiști, tehnicieni, asistente și toată echipa care poate asigura de la diagnostic la efectuarea calculelor și radioterapia propriu-zisă. Put
ce înseamnă semnarea contractului? Eu mă interesez că din dorința de la mea mai repede am terminat, da? Să-și iau o copie după document. Poate să o fotografieze. Dacă asta e hârtie care rezolvă problema. Deci această hârtie ar trebui să o vadă fiecare bolnav de cancer care va fi pe listă de așteptare din decembrie, în loc să fie în procedură. Domnul Popa, poate și adresa care am trimis-o noi ca să vadă că n-am nicio legătură cu ce am cerut. Ba, nu o să... Ce este aici, cu acest referat. Ar fi mai bine, domnul Pară, să-și ia prefectul apolitic și să meargă pe centură să rezolve problema cu plopia aia, că e strigătoare la cer, totuși. Și să lase sănătatea, să aducă banii, cei 4 milioane de euro, și să închidem acest subiect, să trecem la alte proiecte. Mulțumim frumos!